Având în vedere că săptămâna viitoare apare Avengers, m-am gândit că până atunci să pun doar clipuri legate de acest film. De aceea azi vorbim puțin despre evoluția lui Thanos. Voi vorbi despre evoluția lui Thanos din desene și din film. Thanos apare pentru prima dată în impostaza sa animată în anul 1998 în Silver Surfer, atunci când se și confruntă cu Surferul intergalactic. 11 ani mai târziu el apare într-o nouă impostază, de data aceasta în The Superhero Squad Show, atunci când Titanul îl întâlnește pe Dr. Doom și pune la cale alături de acesta un plan malefic. În anul 2010 apare din nou în Silver Surfer, atunci când distruge jumătate din galaxie. După această apariție a urmat o pauză de 2 ani, Titanul făcându-și din nou apariția, de data aceasta în filmul The Avengers. La finalul acestui film vedem pentru prima dată versiunea de film a Titanului. Acest after credits l-a introdus pentru prima dată pe Titan în universul cinematografic Marvel și în acest an ne-am întrebat când va fi prezentat Titanul într-un film și care ar fi rolul său în viitoarele filme Marvel. 2 ani mai târziu, atunci când universul cinematic Marvel ajunge în sfârșit în spațiu, în Guardians of the Galaxy, vedem o nouă reprezentare a Titanului. În 2014, Thanos apare în Avengers Assemble atunci când se confruntă cu cei din Avengers. În Guardians of the Galaxy animat din 2015, Thanos apare din nou, de data aceasta el confruntându-se cu gardienii. Dacă vreți, mai apare odată și în Thor Ragnarok la sfârșitul filmului. Bine, n-apare el, apare nava lui. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, Thanos va reveni în Avengers Infinity War din 2018, film ce va avea premiera în doar câteva zile în Los Angeles. Cel mai probabil Titanul va reveni din nou în anul 2019, atunci când va apărea și al doilea film Avengers. Cam aceasta este evoluția Titanului în filme și seriale animate Marvel. Sper că v-a plăcut acest clip. Ok, cam atât pentru azi, puteți da un subscribe, un click pe clopoțelul minune, un like, un follow pe Instagram, o banană pe Patreon și de ce nu să vă uitați și la alte clipuri. Ne auzim foarte curând cu un nou clip. Salut! Pa! Fă una cu Gumball! Black Pattern îl copiază pe Wolverine. Meet Clash Royale. Trorie miraculos. Hello. Trolololololololol. Salut, salut, salut tăiat, salut tăiat.